Bun găsit, Stelianu. Concluzii după această partidă. Bună seara. Din păcate, în această seară n-am putut să ne ridicăm la nivelul suporterilor. Am simțit că am jucat acasă, stadion frumos. Din păcate, nu am reușit să luăm măcar un punct în această seară. Dar campionatul e lung și trebuie să continuăm pe această linie, chiar dacă în această seară am pierdut. Avem un grup unit, un grup frumos și vom avea și rezultate bune în continuare. A fost ceva schimbări acolo în defensivă, au fost niște inovații, nu știu, tu cum te-ai simțit astăzi? A trebuit să faci multe perbutări acolo, am văzut. Da, într-adevăr, chiar vorbeam acum cu Răuță că ne-am tot schimbat la ultimele meciuri. Asta este situația, suntem jucători profesioniști. Eu unul, atâta timp cât sunt în teren, sunt ok, mă simt bine și voi juca pe orice poziție. Dar clar, e greu și ne-am bucurat dacă... Da, se poate spune, Stelianu, că sunteți încă în căutări pentru formula exactă? Nu pot să spun acest lucru, pentru că, după cum bine știți, avem și câțiva jucători accidentați. L-am pierdut pe Radu, Anton de ceva timp și e clar, trebuie să ne adaptăm. Ăștia suntem, mergem înainte, sperăm ca la următorul meci să câștigăm. Ești cel mai experimentat, ai devenit cel mai experimentat jucător din lot, 168 de jocuri, 10 sezoane. Mult de tot a trecut timpul, ca să spun așa. Vreau să te întreb, care e situația, care e atmosfera în vestiar, care e situația financiară a clubului? Ești un jucător, eu știu care. Chiar dacă am pierdut, atmosfera este una foarte bună. Trebuie să rămânem uniți în continuare, cum am spus, chiar dacă am pierdut. Din probleme s-au rezolvat și se vor rezolva. Sunt convins de acest lucru. Trebuie să ne adunăm și să continuăm, pentru că vom pune probleme. Stelianu, cu acești suporteri, cu dorința voastră, ambiția celor tineri mai ales, puteți să fiți o echipă închegată care se luptă la play-off în acest sezon? Am văzut și astăzi 5.000 de oameni, aproape toți erau cu voi. Adică, nu știu, cât vă... Cum am spus și la început, am simțit că am jucat acasă. E clar, ei sunt... sprijinul nostru, ei au fost lângă echipă de la început, chiar și când n-aveau accesul pe stadion. Ne bucurăm că sunt lângă noi și începutul foarte bun de campionat, e clar, se datorează și lor. Spune-ne, s-au plătit, ai spus că s-au rezolvat din probleme, s-a plătit un salariu, două, s-au plătit salarii? Da, s-a plătit un salariu. Repet, se vor mai rezolva din probleme și nu știu, multă lume m-a întrebat și am fost certat, să spun așa, de ce am spus. Eu spun mereu ce gândesc și nu cred că este un lucru greșit, dar mă repet din nou, lucrurile se vor îndrepta și ușor, ușor vom... Și parcă te simți și pe tine că îți dorești mai mult să rămâi decât să pleci, dacă data trecută era un pic diferit. Nu știu cum, dar eu mereu când am intrat pe teren am dat cât am putut. Am încercat să dau 100%. Uneori, cum am spus, mi-a ieșit, alteori mai puțin, dar eu cât voi fi la acest club, atât timp cât voi intra pe teren, nu se va pune problema să o las mai moale. Sunt fericit la Dinamo, Dinamo este casa mea și sper să continui să facem o treabă bună. Mulțumim!